cartierul tineretului bloc E2 Giurgiu, secolului 21. Acolo dormea, în colțul ăla de acolo, cu sus, pe gunoi. Uite! Acolo mânca, acolo dormea. Acolo mânca, acolo dormea. Uite! Hai! Pe durata mai mulți ani, familia Bulumaca adunat și a depozitat în apartament o cantitate impresionantă de gunoaie, locul transformându-se într-un focar de infecție spre disperarea vecinilor. Situația neplăcută a început încă din anul 1994, de când această familie s-a mutat într-un apartament la parterul blocului E2 din cartierul Tineretului. Cazul cu care se confruntă acești giurgiuveni este diferit față de cele care au avut loc până acum. Dacă cei care ajungeau în astfel de situații adună au gunoaie din diferite locații și le depozitau în apartamente, familia Bulumac și-a depozitat propriul gunoi menajer. Această familie nu a mai făcut curățenie în locuință de mai bine de 20 de ani. Sora lui Bulumac, Doinița, a locuit aici din 94 și din 2003 e exact ce vedeți dumneavoastră aici. 2003-2004, situația asta. Ați încercat să o determinați să facă curățenie? Am încercat să o determin, veneam de unde locuiam eu, acum am trezit, uite, acum apuc să fac curățenie. O zi așa, de două, de trei, de câte ori veneam, asta îmi spunea chestia. Deci, ce să vă spun, consumă alcool și asta este. Altceva ce să... Și da. Ea a plecat, deci s-a despărțit de soțul ei, s-a recăsătorit cu un domn, nu știu cum îl cheamă, nu mă interesează, și e plecat în Spania să îngrijească de un copil. Și am înțeles că vine pe 30 iulie. În fond, după ce a plecat, a locuit soțul ei, Bulumac Marcel și Bulumac Daniel Marius, fiul cel mic. Am înțeles că a locuit până săptămâna trecută, luni sau marți, nu știu când. Și uitați cum arată. Pe ei, de ei nu putem să dăm, nu-i găsim pe nicăieri. Mai are un băiat Bulumac, Florian, care stă cu chirie, nu știu pe unde stă. Asta e situația. Dar cum a ajuns, ce făcea cu acest gunoi de cel care era în casă? Aveți o explicație? Nu e cărat, doamnă. Nu e cărat gunoiul. Gunoiul e făcut de ei. Din 94 și până astăzi nu s-a făcut niciun pic de curat. Deci ei consuma ce consuma, le punea grămadă. Dacă eu am venit și nu puteam să intru decât lângă fat o porțiune, abia puneam piciorul așa. Vă dați seama cum e. Ajunși la capătul răbdării, vecinii împreună cu administratorul blocului au luat măsuri pentru igienizarea locuinței. Deși situația este una insuportabilă, nimeni nu a adus problema în atenția autorităților. În apartament s-a intervenit în urmă cu două zile pe geamul locuinței, pentru că ușa este blocată din cauza gunoaielor. În momentul în care au fost îndepărtate gratiile de la geamuri, gunoiul din interior a început să cadă peste echipa de igienizare. Situația este una alarmantă atâta timp cât până astăzi, dimineață, echipa care igienizează apartamentul a reușit să strângă doar dintr-o cameră patru remorși pline cu gunoi. Uite acolo dorme! Deși familia Bulumac locuiește în această casă de mai bine de 20 de ani, proprietarul locuinței este tatăl femeii în vârstă de 77 de ani. Acum bătrânul nu vrea decât să reabiliteze apartamentul și să îl vândă. El trebuia chemat! El trebuia, Bulumac Marin, trebuia chemat, nici n-a venit să vadă cel puțin. Eu am venit și m-a luat pe mine toată scara asta, că de ce n-am venit să dăși duși, cu ce mă să dăși? La urmă mi-a adus-o la Marli Ochie, că vezi că am găsit-o la motoretă, nu știu unde. Și la Ochie și uite, a stat aici, 4 inci, da. Pentru că niciun membru al familiei Bulumac nu este de găsit, vecinii speră ca autoritățile să intervină. Sperăm ca în urma situației prezentate autoritățile competente să se autosesizeze și să aplice măsurile care se impun în astfel de cazuri.